să nu fi o extraordinară convocată de dată, data de 31 octombrie 2019. Cu urmă... Da. Prezența lipsește domnul... Domnul Dragomir. 16 sunt. Domnul Dragomir, domnul Zuran și Pănescu, da. Dumnealui noi la investitură. De 16, domnul. 16 consilieri prezenți. Forum. Ordinea de zi, după cum cunoașteți, are două puncte. Bugetul, rectificarea bugetului municipiului Câmpina și modificare la regulamentul desfășurării concursului de atletism aprobat prin HL numărul 42 din 23 a 4 2019, privind alocarea unor sume de bani pentru acest concurs. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la primul punct al ordinei de zi și dau cuvântul domnului primar. Exprimată motive rămâne aceeași. Menționez totuși din nou faptul că nu mi se pare sportivă această respingere sau abținere pentru proiectul de rectificare a bugetului. Pentru că noi toți am fost aleși de către Câmpineni ca să realizăm lucruri bune pentru municipiul nostru. Iar printr-o respingere fără nicio motivație, înseamnă că ne pretăm doar la niște jocuri politice ieftine, care nu au nimic de a face cu ceea ce vrem să facem în Câmpina. Cu proiectul fondurilor europene, cu iluminatul, cu sauzitatea și așa mai departe. Cu acele fonduri pe care onor guvernul PSD vine a dat suma de păcate din TVA, 5,4 milioane numai și el, pe care trebuie să ne crede un buget și pe care, dacă nu le aprobă rectificarea, nu le mai putem. Adică, cum să zic, chiar nivelarea normal să facem mai acest lucru. Oricum, îmi pare rău că se întâmplă acest lucru și vă rog să vă gândiți mai bine în continuare la motivele pentru care încurată câmpienii ne-au ales în conducerea municipiului local, urban și așa mai departe. Niciun caz pentru a face cancanul local. Mi se pare ieșit din comun și dacă totuși ar fi o explicație, nu votăm pentru că n-ar fi nicio problemă, am înțelege, dar dacă nu este nicio explicație, înseamnă că doar se restringe proiectul cu multă bucurie, pentru că s-a constatat că noi nu aveam majoritate. Asta nu este nicio conduită constructivă pentru municipiul, că este doar o luptă politică ieftină și nefericită. Așa că eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, în pauză cu colegii am analizat toate argumentele care le-a prezentat domnul primar Acin și cel puțin din punctul ăsta de vedere al rectificării am căzut de acord să votăm pentru rectificare. Așa. Dar îl rog pe domnul primar să nu ne mai critique pentru poziția noastră. Așa. Noi, consilierul, dacă dorește să-și exprime părerea cu privire la un proiect și o exprimă, dacă nu votează așa cum crede de cuvință și nu este obligat să raporteze de ce anume are o anumită poziție. De data asta suntem. Da. Mulțumesc, domnul, dar cred că v-a criticat pentru ședința trecută. Da, pentru asta, da. Bine. Da. Mai sunt alte discuții? Cum vă aplaudăm. Nu trebuie să aplaude. La figurat. Nu, dar ne-ați convins că prin ceea ce ați spus și argumentele pe care le-ați adus au fost convingătoare fără niciun fel. Vă mulțumesc. Și atunci trecem la votul proiectului. Cine este pentru?
că doamna Lucu nu... Deci 14 voturi pentru două nu au votat. Mulțumesc, trecem la proiectul numărul 2. Domnul președinte, înainte de a... Mai vreți să spuneți ceva? Adică ducem la bază ceea ce știți cu toții de altfel. O să rog pe domnul profesor Pavel, care e aici de față, ca pe viitor, înainte să se întâmple concursul respectiv, care este o minunăție și trebuie să continue și îl felicităm pentru asta, să țină mai de aproape legătura cu Casa Tineretului, ca să nu se mai întâmple povestea asta, să fim obligați să... Mă înțeles. După cum bine știți, lăsa-o bănăriță, să vă după aia. După cum ați aflat, trebuie să completăm, da, să completăm, să modificăm raportul, regulamentul manifestării memorialului Pahenegar, în ideea de a se putea plăti și onorariile pentru arbitri. Vă invit să facem acest lucru. Vă mulțumesc. Avizele comisiilor am uitat să cer la buget, favorabile, da? La cultură, sport, favorabile, da? Da. Deci și contabilitatea favorabilă. Și avizul secretar. Da. Bun, atunci putem să votăm și acest proiect, proiectul numărul 2. Cine este de acord? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc, ședința a sfârșit. Vă mulțumesc încă o dată. De data asta a fost și extraordinară, pentru că au venit colegii noștri.